sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Trupurile neînsuflețite ale celor 6 moldoveni care au decedat în tragicul accident din regiunea Caluga au fost aduse astăzi la Chișinău și au fost preluate de rude. Un bărbat de 76 de ani a fost transportat în stare gravă la spital după ce a fost lovit în plin de trenul Chișinău-Odessa. S-a întâmplat ieri dimineață la Tiraspol. 5 membrii ai unei grupări criminale care jefuiau safeuri, bancomate și terminale au ajuns pe mâna poliției. Lider era un fost polițist. Durere fără margini pentru rudele moldovenilor decedați în tragicul accident din Caluga. Corpurile neînsuflețite au fost aduse cu o mașină specializată la Chișinău, de unde au fost preluate de rude pentru a fi înmormântate. 4 dintre victime sunt de la Căușeni, unde mâine a fost decretată zi de doliu. Corpurile neînsuflețite ale celor 6 moldoveni care și-au pierdut viața în tragicul accident de sâmbătă trecută din Caluga au fost aduse astăzi dimineața la Chișinău cu o mașină specializată. Мы стараемся вместе со следственными органами государства, где произошла авария, вместе с нашими коллегами, в данном случае из МЧС Российской Федерации, организовать и опознание, и по возможности лечение выживших, пострадавших. Această femeie nici nu a știut că feciorul său, în vârstă de 37 de ani, urma să ajungă acasă. A vrut să-i facă o surpriză. Sâmbătă la ora 10, 11, a venit polițist în sector și nu a anunțat. A vrut să-mi întâlnească ca să-mi facă o surpriză pentru tăți. Și asta s-o ținem tot în minte viața când ne fac surpriză. Foarte bun. Foarte bună surpriză ne-a făcut. Vitalia Ion, stabilită în Rusia, și-a pierdut tatăl în teribilul accident. Acesta fusese în ospeție la el, iar sâmbătă s-a pornit spre casă. Acum, bărbatul a revenit din Rusia ca să-l îngroape. El la mine a fost în ospeție, la Rusia. M-a ajutat una altă și am trimis acasă. A venit sora la Grecia și a vrut să vadă și sora. Noastră, cu cine ați pierdut? Nașul medic în Unie. El muncea acolo? Da. Mulțe? Nu și așa. Acum veneam în vacanță, acasă. Nu, el e șoferul rutier. Corpurile neînsuflețite a două dintre cele 4 persoane decedate în accidentul produs în orașul Caluga au ajuns azi la Căușeni. Celelalte două, inclusiv a șoferului microbuzului, tot din Căușeni, urmează să ajungă abia mâine dimineață, fiind reținute la morga din Chișinău din motive necunoscute. Mâine la Căușeni a fost decretată zi de doliu în memoria moldovenilor care au decedat în tragicul accident, astfel toate drapelele de pe instituțiile publice vor fi arborate în bernă. Tot ieri au fost externate 4 din cele 8 persoane rănite. Celalți 4 moldoveni spitalizează și vor continua tratamentul în Rusia. Toate cheltuielile sunt suportate de guvern. Tragedia s-a întâmplat după ce o mașină a intrat pe contrasens și a lovit în plin microbuzul matriculat în Republica Moldova. În urma impactului, 8 oameni s-au stins, dintre care 6 moldoveni. O mașină a fost făcut zob în această dimineață chiar la intrarea în Chișinău. Un tânăr de 19 ani care conducea automobilul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat. Șoferul se afla singur în mașină și nu a avut de suferit. El riscă o amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Deocamdată poliția nu a stabilit din ce cauză șoferul a pierdut controlul volanului. A început febra pregătirilor pentru noul an școlar. De mână cu părinții, copiii merg prin piețe pentru a-și cumpăra rechizite și haine. Să luăm caiete, agende de desenat, pix, creioane. Comercianții spun că vânzările sunt slabe și speră că vor crește aproape de 1 septembrie. Ce spun părinții despre prețuri, vedeți în jurnal. După mai multe amânări, prima ședință de judecată în cazul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul a avut loc astăzi. Au fost audiați mai mulți martori ai acuzării, spun avocații primarului de Urhei. În timp ce în interior magistrații examinau dosarul, câțiva simpatizanți ai partidului Șor manifestau afară. Primarul de Urhei a fost întâmpinat ca o adevărată vedetă, cu ropote de aplauze, urale, flori și îmbrățișări. Îmbrăcați în tricouri cu emblema partidului, simpatizanții lui Șor au ținut discursuri pe scările instanței de judecată. Nu este clar deocamdată dacă au venit de la Urhei sau sunt din Cahul. După ce a fost pupat de protestatarele care au venit acolo să ceară justiție pentru Șor, primarul de Urhei a ținut un scurt discurs în fața acestora. Dragii prieteni, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы пришли меня поддержать. Мне это очень приятно и безумно важно.
Дорогие друзья, я иду сейчас туда, чтобы доказывать не просто невиновность, а доказывать истинную правду. Ședința de judecată a durat câteva ore, iar în cadrul acesteia au fost audiați martorii acuzării. Au fost audiați patru contabili care dețineau parolele și semnăturile digitale ale companiilor care au fost folosite la fraudarea sistemului bancar. De asemenea, au fost audiați și trei foști angajați ai băncii de economie. Martorii acuzării au confirmat că au acționat la inițiativa lui Ilan Șor. Urmează a fi examinate și cercetate probele apărării. Avocații lui Șor ne-au spus că au lista cu martorii apărării pregătită și în mare parte sunt aceleași persoane audiate în prima instanță. S-au examinat careva ce și demersul, conținutul care nu pot să-l divulg la moment. Examinarea în fața curții de apel este continuarea examinării fondului. În principiu, el urmează aceeași reguli ca pentru prima instanță. Nu poate fi vorba că este o procedură mai simplificată sau mai complicată. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut peste 5 miliarde de lei din Banca de Economii, pe care l-ar fi spalat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Primarul de Urhei se va afla sub control judiciar până când se va pronunța Curtea de Apel. În februarie 2018, dosarul lui Șor a fost repartizat la Cahul, iar până în prezent au avut loc doar 3 ședințe de judecată. Următoarea ședință a fost programată pentru 20 august. Furau ca în filme 5 membri ai unei grupări criminale care în numai 60 de secunde goleau safeuri, bancomate și terminale de plată au ajuns pe mâna poliției. Liderul grupării, care de asemenea a fost arestat pentru 30 de zile, este un fost polițist. Unele furturi au fost surprinse de camerele de supraveghere. Timpul record și modul în care erau organizate jafurile le-au dat de bănuit oamenilor legii că în spatele grupării s-ar afla un fost polițist. Mereu hoții purtau măști, încălțăminte și îmbrăcăminte noi. Din imaginile surprinse, în timp ce hoții dau spargerea într-un local, se vede cum aceștia rup ușa, intră în interior, pun terminalul la pământ, încearcă să-l distrugă și văzând că nu reușesc, îl iau cu ei. La fiecare crimă foloseau diferite mașini. Mașinile lăsau la 3-4 km de la locul săvârșirii infracțiunii și la locul infracțiunii se deplasau pe jos. Mulți din membrii grupării sunt sportivi cu pregătire fizică foarte bună. Potrivit procurorilor, fiecare membru al grupării avea rolul său stabilit de către lider. Erau persoane care furnizau informații despre eventuale locuri care erau atacate, executori și cei care achiziționau bunurile furate, cum ar fi casele de amanet. Liderul grupării, și așa a spus creierul grupării, este un fost angajat a poliției. Mai mult ca atât pot să vă spun, el activa și în serviciile operative. De asta cunoștea foarte bine metodele și tactile care le face poliția la descoperirea infracțiunilor. Nici la o infracțiune membrii grupării date nu foloseau telefoanele mobile, foloseau rații de comunicare performante care au fost găsite la percheziții. 5 membri ai grupării, printre care și organizatorul, au fost arestați pentru 30 de zile. Suspecții au între 22 și 31 de ani, doi dintre ei fiind frați, iar alți doi au fost anterior judecați. Vreau să menționez că nu doar aceste 5 persoane au parte din grupare tribunală. Grupare tribunală este destul de mare. O parte din membri sunt identificați către noi, dar nu s-a putut cu cine urmează să fie anunțați în căutare. O parte din membri sunt în curs de identificare. Potrivit procurorilor, în perioada septembrie 2017-iulie 2018, gruparea a comis infracțiuni în Chișinău și în alte localități ale țării, dar și peste hotare. Suma totală a pagubei la toate infracțiunile comise și probate până la moment se ridică la circa 2 milioane de lei. Liderul și membrii grupului criminal riscă până la 15 ani de închisoare. Un bărbat de 76 de ani a fost grav rănit după ce a fost lovit în plin de trenul Chișinău-Odessa. Totul s-a întâmplat ieri dimineață lângă Tiraspol. Potrivit presei transnistrene, în momentul în care a observat bărbatul pe calea ferată, mecanicul locomotivei a semnalizat de mai multe ori. Bărbatul nu a auzit nimic pentru că și-ar fi pierdut aparatul auditiv. El a fost transportat la spitalul din Tiraspol, fiind la reanimare. Potrivit medicilor, victima a suferit un traumatism craniocerebral grav. Un drum de aproape 8 km care unește 3 sate din Brigeni a fost reparat însă de mântuială, spun sătenii care locuiesc în preajmă. De cealaltă parte, compania care a reparat șoseaua spune că a folosit o tehnologie specială. Șoseaua M5 care unește 3 sate din nordul Moldovei a fost reparată recent, însă sătenii se plâng pe calitatea lucrărilor. Drumurile care au fost făcute
piesea care au fost rele au fost de astea, smoală cu pietre deasupra. Iar gropile care au rămas toate așa cum au rămas, așa și sunt. Și e mare problemă cu mașinile de mari, fiindcă se lipesc de anvelope. Din imagini se vede bine cum o persoană testează stratul proaspăt pus. Oamenii care locuiesc în preajma drumului se plâng pe mirosul puternic de bitum. Chiar și oamenii care merg pe jos se lipesc de încălțăminte și e imposibil de traversat. Și în plus, oamenii care locuiesc lângă aceste drumuri se jăluie de miros neplăcut. Pe drumul M5 au câștigat întreprindere drum ascuns. Licitația a fost administrație de stat a drumurilor, care s-a opus om responsabil tehnic, care a controlat lucrările. Drumul a fost reparat de o companie din Chișinău. Responsabilii de acolo spun că șoseaua a fost reabilitată după o tehnologie nouă. Peste asfaltul vechi se toarnă bitum împreună cu pietriș. Vara e încă întoi, însă părinții care au odrasle la școală nu uită că toamna le va bate în curând la ușă. Pregătirile pentru noul an au început, iar tarabele sunt pline cu toate cele necesare. Comercianții susțin însă că vânzările sunt mici și speră că vor crește spre mijlocul lunii. Odată cu apropierea noului an de învățământ, atât școlarii cât și piețele din capitală se îmbracă în straie noi de sărbătoare. Chiar dacă până la 1 septembrie mai este aproape o lună, comercianții și-au scos deja marfa la vânzare. De când ați ieșit la vânzare cu caiete? De 3-4 zile. Așa? Și în aceste 3-4 zile cam cum sunt vânzările? Depinde de zică la pescuit, când este, când nu-i. Tarabele abundă în nuanțele hainelor clasice de alb și negru. Pentru această bluză cam cât aș da? 280 lei. Părinții dau, jertfiesc și dau. Cea mai scumpă de la dumneavoastră de aici din butic care ar fi? 350 de lei, așa cu dânteluță, încă așa modele. Vânzătorii afirmă că cel mai greu le este părinților care au fete, pentru că pe lângă haine, punga li se umple și cu accesorii, colanți și funde care costă 10 lei până la 35 de lei. Ștrambi cam 20-50 de lei. Da. Dacă astăzi straceți linii, azi e slabă vânzare. Părinții trebuie să bace însă mai adânc mâna în buzunar dacă pe lângă haine își doresc pentru copil și un ghiozdan nou. 300-350 de lei. Dar sunt prețuri diferite. Cu 2 săptămâni înainte de școală, mă rog. Eugen va merge cu ghiozdanul de anul trecut. Spune că e ca și nou. Azi însă a venit cu mama ca să-l umple cu caiete. A pregătit și o listă de acasă. Caiete, agende, de desenat, pix, creioane. S-a început așa de vreme pregătirile. Sunt nerăbdători că să mă duc la școală, că sunt prietenii, învățătorile. Alegerea este și aici bogată. Rechizitele sunt după gust, dar și după posibilități. Avem agende de 3-4 feluri, de la 10 până la 60 de lei. Avem caiete de 48, așa 6 lei, așa avem 4 lei. Foarte variat. Comercianții spun că vânzările sunt încă mici, au însă și câteva explicații. Mulți primesc salariu în partea a doua lunii. Astăzi ați vândut ceva? Da, am vândut. Cam cât așa s-a adunat la sfârșitul zilei? Câți bănuți? 1200. Bineșor față de zilele trecute. O familie cu un copil, dacă ar alege marfa cu un preț mediu, ar plăti pentru un ghiozdan 350 de lei, pentru o cămașă 350 de lei, pentru o pereche de pantaloni sau o fustă 250 de lei, încălțăminte 400 de lei și în jur de 250 de lei pentru o pungă cu rechizite. Trăgând linie, părinții ar trebui să meargă la cumpărături cu cel puțin 1600 de lei în buzunar pentru a lua strictul necesar pentru noul an școlar. Străinii care circulă cu mașinile electrice și vor vizita țara noastră își vor putea încărca fără grijă automobilele. Până la sfârșitul anului vor fi instalate 10 stații de alimentare. Să amplasăm acele încărcătoare ca utilizatorul să poată folosi timpul său rațional. Ce poate fi vorba de mall-uri, rețele de alimentație publică, magazine mari. Ce spun șoferii despre proiecte, dar și cât va costa, acesta aflați în câteva minute. 20 de copii, dintre care 16 din Ceader Lungă, s-au îmbolnăvit de rujeolă. Toți se aflau la o tabără de tip familiar din raionul Ungheni. Aceștia sunt internați la spital. Medicii au depistat că virusul a fost contactat de câțiva copii care au fost în vizită în regiunea Odessa. După care aceștia au mers împreună cu părinții la tabără, iar rujeola s-a răspândit și la alții. Autoritățile din sănătate spun că nu există motive de panică, dar îi îndeamnă pe oameni să fie mai atenți în contextul în care în țările vecine sunt epidemii. Rujeola este o infecție virală acută, cunoscută mai ales în mediul rural cu denumirea de pojar. Se manifestă prin erupții pe piele, febră înaltă și tusă.
Prețurile la carburanți vor rămâne neschimbate pentru o perioadă de timp. Despre asta a anunțat Agenția pentru Reglementare în Energetică. Instituția susține că prețurile noi vor fi afișate după ce va fi stabilită o nouă metodologie de calcul. Prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere vor constitui 19,01 bani litru pentru benzină și 16,89 lei litru pentru motorină. Atât vor trebui să achite șoferii pentru benzină și motorină până când ANRE va modifica metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere. Asta după ce pe 20 iulie deputatul neafiliat Vladimir Cernat a venit cu ideea de a schimba metodologia de calcul la carburanți. Proiectul de lege spune că ANRE ar urma să stabilească prețurile plafon odată la 3 luni și nu la fiecare 2 săptămâni, cum era până acum. Parlamentul a acceptat inițiativa și a votat în 2 lecturi proiectul de lege. Scandalul prețurilor mari la combustibil s-a declanșat la începutul acestei veri, după ce ANRE a stabilit tarife de aproape 20 de lei pentru un litru de benzină, un record de preț pentru ultimii ani. Acest lucru a indignat șoferii, care au ieșit repetat în stradă să protesteze. Atunci Pavel Filipi a sugerat agenției să suspende majorarea, lucru care s-a și întâmplat peste noapte. La următoarele majorări, la fel, s-a renunțat după ce Ministerul Economiei a cerut asta prin instanța de judecată. Un chirurg din capitală va fi judecat pentru că ar fi luat bani de la pacienți și rudele acestora pentru a efectua intervenții chirurgicale. Potrivit Procuraturii Anticorupție, suma percepută este de peste 50.000 de lei. Învinuitul este suspendat din funcție și se află în arest la domiciliu. Acesta ar fi încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și riscă până la 7 ani de închisoare. Un incendiu masiv a cuprins un centru comercial din Manchester. O coloană de fum negru putea fi văzută din mai multe părți ale orașului. În urma incendiului, nimeni nu a avut de suferit, toți cei aflați în interior fiind evacuați. Incendiul a izbucnit ieri în jurul orei 19 într-un centru comercial. Din imagini se vede cum un fum negru imens urcă până la cer. Potrivit unui martor, s-au auzit și 3 explozii. Pompierii au ajuns la fața locului, iar până acum au recepționat peste 100 de apeluri telefonice. Reprezentanții serviciului de pompieri au scris pe pagina de Twitter că la stingerea focului din centrul comercial au luat parte 8 auto speciale. Flăcările au cuprins un perimetru de 2500 de metri pătrați, trecând și unele clădirii vecinate, iar pompierii încearcă să împiedice răspândirea lor. Oamenii aflați în încăpere au fost evacuați, iar la moment nu există informații că cineva a avut de suferit. Unul dintre pompieri a avut nevoie de asistență medicală. Din ce cauză a izbucnit incendiul, deocamdată nu se știe. Imagini uimitoare au fost surprinse într-un stat australian care se află oficial sub stare de secetă. Sute de vaci însetate au înconjurat o cisternă de apă pe care proprietarul le-a adus-o pe câmp pentru a le ține în viață. Momentul a fost filmat cu o dronă, iar fermierul a publicat ulterior imaginile pe internet. Acesta a spus că cele 1300 de bovine nu pot fi hrănite decât dacă le aduce apă. Punctele de apă au secat, astfel că și morile au încetat să mai funcționeze. Nu sunt provizii și este necesar de a conduce distanțe mari pentru a aduce apă. Un accident violent a avut loc în apropierea orașului Krasnodar, cu implicarea a 3 camioane și un autoturism. În urma impactului, mașinile au luat foc. Nimeni nu a avut de suferit. Trei camioane și un autoturism s-au ciocnit, după care au luat foc. La fața locului au intervenit 4 auto speciale și mai mulți pompieri, care au stins incendiul. Polițiștii au securizat zona, iar șoseaua nu a fost închisă. Un băiețel de 9 ani din SUA, care vindea limonadă la colț de stradă, a fost jefuit de un atacator înarmat. Acesta a abandonat însă prada într-o pădure din apropiere. Micul antreprenor strângea bani pentru a-și cumpăra o mașină de tuns iarba și adunase circa 20 de dolari. Copilul vindea limonadă în Monroe, un orășel din statul american Carolina de Nord, când a fost abordat de un tânăr care l-a amenințat cu un pistol și a cerut banii, apoi a dispărut. Băiatul strânsese circa 20 de dolari. Autoritățile cred că suspectul, un adolescent de culoare, a fugit cu bicicleta de la locul infracțiunii. Acesta purta o șapcă de camuflaj și un tricou negru. În căutarea suspectului, polițiștii au identificat o urmă în pământ care i-a condus spre pădure, unde adolescentul respectiv aruncase șapca, pistolul airsoft și banii copilului. Copilului puși într-o cutie de metal, de asemenea furată. Băiatul strângea banii pentru a-și cumpăra o mașină de tuns iarbă. Reprezentanții unui lanț de magazine au aflat despre ce i s-a întâmplat și au dăruit mașina de tuns iarbă la care visa. My name is Chris Beatty. I'm store manager at Lowe's. Man, heard about what happened? So we want to come take care of you.
and bring you your own riding lawnmower. Acum micul businessman a decis să colecteze bani pentru a investi într-o afacere de amenajare a terenurilor. Pe lângă comercializarea limonadei, el mai plimbă câinii vecinilor, are grijă de reptile, tunde peluze și duce verighete la nunți. O rețea de încărcătoare pentru automobile electrice va apărea până la sfârșitul anului în Republica Moldova. 10 stații de alimentare vor fi instalate în Chișinău și în alte câteva orașe. Autorii proiectului spun că își doresc să determine tot mai mulți șoferi să aleagă mașinile electrice pentru ca mediul să fie mai puțin poluat. Decizia a fost luată în prezența ministrului economiei Kiril Gaburici, care este deținătorul unei mașini electrice de model Tesla. Din cele 10 stații de alimentare care vor apărea până la sfârșitul acestui an, 5 vor fi instalate în capitală, iar alte 5 pe teritoriul țării. Acestea vor fi incluse în harta internațională a stațiilor de încărcare, astfel ca și străinii cu mașini electrice să fie asigurați. Vom încerca să identificăm unde să amplasăm acele încărcătoare ca utilizatorul să poată folosi timpul său rațional. Aici poate fi vorba de mall-uri, rețele de alimentație publică, magazine mari, evident Bălțul, orașele de frontieră ca Cahul, Comrat. Autorii proiectului au dat asigurări că stațiile vor fi performante, iar timpul de încărcare va fi minim. Nu se știe cât vor trebui să plătească șoferii pentru o încărcare, urmând să fie elaborat un sistem de plată. Prețul însă va fi mult mai mic în comparație cu cel al carburanților. Vor fi cu atât nivelul de poluare va fi mai redus, adică este spre binele tuturor. Nu ne vom opri doar la amplasarea acestor încărcătoare, se va veni cu un pachet de stimulări legislative, modificări în legislație, ca să fie încurajată utilizarea mașinilor electrice. În ultimii ani și în saloanele de automobile din Chișinău apar tot mai multe mașini electrice. De exemplu, cu acest vehicul, care costă 29.000 de euro, puteți parcurge 280 de kilometri, după care veți fi nevoiți să-l încărcați pentru câteva ore la o stație electrică sau pentru 10 ore la o priză obișnuită. На работу спокойно неделю, в принципе, можете ездить. Пока клиентов особых нет, потому что запас хода нужен еще больше для людей. Они в путешествие собираются, а электрика это как полностью городской автомобиль. Chiar dacă nu mulți sunt gata să-și permită un astfel de automobil, managerii de vânzări încearcă să convingă clienții că avantajele mașinii merită din plin banii. Никаких посторонних звуков не слышите. Полностью электрический автомобиль. В салоне закрывайте двери. Вы даже первое ощущение, которое возникает, вы как будто даже не завели машину. А на самом деле вы уже едете. Numărul celor care au ales să circule cu automobile electrice în țară este foarte mic. Până la finele anului 2017, moldovenii au cumpărat doar 60 de mașini. Nu avem mașini electrice deoarece nu este infrastructură și nu este infrastructură deoarece sunt puține mașini electrice. Aici pot să vă dau un exemplu de vecinilor din Caucaz, Georgiei, crearea unei infrastructuri de încărcătoare de mașini electrice. Numărul acestora într-un an și jumătate a crescut de la 6 unități la peste 1000 și ceva. Na, bai. Da, desigur că mai ieftin, mai bine, mai econom. Mi-ar plăcea. Nu iubesc mașinile electrice, deoarece iubesc sunetul, în special la motoarele pe benzină. Astăzi, stațiile de alimentare pentru automobile electrice există doar în Chișinău și ar fi 5 la număr. Însă, din cauza numărului prea mic de vehicule, nimeni nu face coadă la încărcare. La această stație de alimentare, situată în fața unui centru comercial, șoferii își pot lăsa automobilele la orice oră din zi. Pentru a porni din nou la drum, aceștia au de așteptat între 2 și 6 ore în funcție de marca automobilului. Avantajul acestei încărcări este că aceștia nu vor scoate niciun bănuț din buzunar, spre deosebire de alimentarea cu carburanți. Pentru realizarea proiectului au fost alocate 9 milioane de lei. Banii vor fi oferiți de Fondul pentru Eficiență Energetică în colaborare cu PNUD. Liverpool este gata de noul sezon al campionatului Angliei. Cormoranii au învins aseară echipa fotbalistului moldovean Vitalie Damașcan. Atacantul de 19 ani nu a prins lotul torinezilor. Liverpool a trecut aseară cu 3-1 de FC Torino. Englezii au avut un penalti în minutul 17, însă Fabinho nu a înscris. Imediat Liverpool a ieșit totuși în avantaj. Firmino a marcat din pasa lui Salah. Trei minute mai târziu, Liverpool și-a dublat avantajul. Până la pauză, Torino a redus din diferența grație golului marcat de Belotti. That's towards Belotti. Well, he
Scorul final de 3-1 a fost stabilit de Sturridge. And that's towards Sturridge. It's a glorious ball. And Daniel Sturridge. Cu 3-1 s-a impus și Napoli în fața nemților de la Borussia Dortmund. Milik, Maximovic și Callejon au înscris pentru italieni. Noch ist alles drin. Aber das ist die Entscheidung. José Callejon, de Spania. Au transformat o biserică într-un templu al basketului. Compania americană de articole sportive și vestimentare Nike a ales un mod inedit să inspire tinerii din Chicago să facă sport. Biserica a fost construită în anul 1885, dar închisă în 2011 din cauza numărului mic de vizitatori. Nike a reparat-o și a transformat-o în templul basketului, care va fi deschis oficial la sfârșitul lunii august. Aici este sala de antrenament, vestiar și sală pentru lecții și seminare. În templu se vor antrena elevii școlilor orașului Chicago. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă aștept și la jurnalul de la ora 20. Pe curând!